Statisticile oficiale publicate la ora 14:30 de către Biroul Electoral Central privind prezența la vot în turul 2 al alegerilor prezidențiale arată că 28,7% dintre alegătorii brăileni au mers la secțiile de votare până la ora 13. Potrivit reprezentanților Biroului Electoral Județean, 30% dintre brăilenii din mediul urban au ieșit să voteze până la ora 13, în timp ce 26,13% în cel rural. Potrivit aceleiași surse, până la această oră nu s-au înregistrat incidente deosebite. În județul Brăila, prezența la vot la ora 13 a fost de 28,76%. La nivel național, în mediul urban, prezența la aceeași oră a fost de 27,58%, iar în mediul rural 26,72%. Nu am avut incidente, totul decurge normal. În turul întâi al alegerilor prezidențiale, până la ora 13, la nivelul județului Brăila, votaseră 22,88% dintre brăileni, din care 24,36% în mediul urban și 19% în mediul rural.